găsit la o nouă emisiune, capitolul 79, Înțelepciune Transformare. Astăzi o să avem o emisiune în care o să vorbim despre energie. Toată lumea vorbește despre energie, nu-i așa? Dar, în funcție de ziua noastră, data noastră de naștere, cum putem să ne calculăm această energie? Cum o interpretăm? Astăzi o să învățăm acest lucru. Fiecare, mă rog, știe data de naștere și poate calcula aceste cifre, le poate interpreta, pentru că interpretarea cifrelor și ce înseamnă cifrele fiecare, le-am mai vorbit în emisiunile noastre, le puteți găsi pe internet, deci nu e mare lucru să căutați interpretarea celor 9 cifre. Dar să vedem ce e energie și cum funcționează ea. La ce cifre ne uităm noi pentru a vedea această energie? Unde se manifestă ea? Unii oameni au energie mai multă, alții au energie mai puțină, nu? Unii oameni avem impresia așa că parcă imediat intră în perete și i-au rezolvați. Alții până să mișcă, să facă ceva, mai durează. Unii au idei foarte multe, dar pun în practică foarte puține. Alții n-au nicio idee, dar le iese tot, pentru că în acțiunea lor așa găsesc ei pe parcurs ceva. Pentru unii este de ajuns un mic stimul. Uite, mi-ar plăcea să-mi fac cu tare lucru și ei pornesc deja. Pentru alții mi-ar plăcea, dar stai să vedem, stai cum, în ce fel. Toate astea țin de energia fiecărui om, de modul în care acel om își dorește să facă ceva. Și nu toți oamenii își doresc să facă ceva. Unii oameni își doresc să facă multe, alți oameni își doresc să facă puține. Unii își doresc să facă individual ei, alții își doresc în relație cu cineva, în colaborare cu cineva. Unii vor să fie singuri ei stăpâni, alții vor să fie cu toții stăpâni. Unii au dominante afective, alții au dominante sociale, poziții și așa mai departe. Și pentru fiecare putem să vedem dacă există o anumită energetică, ce fel de energetică există și cum se calculează această energetică. Mai întâi, trebuie să vă spun că energia unui om în numerologie se calculează conform vectorului 1, 2 și 3. Conform vectorului 1, 2, 3 se calculează energia. Nu intru în detalii pentru că sunt oameni care nu au făcut cursuri de numerologie, sunt oameni care nu studiază numerologia într-un mod profund. Țin să vă spun că în această emisiune aceste calcule pe care noi le facem și cum vă învăț eu să faceți lucrurile sunt la un nivel simplu, la un nivel accesibil pentru toată lumea. Un numerolog sau cei care studiază numerologia pot aduce multe upgradări, ca să spun așa, acestei emisiuni sau acestui mod de calcul, dar trebuie să înțelegem, oricât de deștepți am fi, că sunt unii oameni care își doresc să calculeze la un nivel simplu și chiar și acest nivel simplu de calcul îi ajută pe mulți. Și de ce să nu îi ajutăm la un asemenea nivel? Pentru că oamenii, dacă știu anumite lucruri și le calculează simplu, nu complicat. Pentru noi numerologii sunt complicate, noi calculăm lucrurile complicate pentru că ne place treaba asta. Sunt alții care nu își doresc asta, dar vor să vadă ce sunt în stare să facă sau cât și cum pot gestiona această energetică pe care o au. Deci cifrele 1, 2 și 3 sunt importante pentru vectorul energetic. Aceste cifre se pot găsi în data noastră de naștere. Da, și putem vedea ce fel de energie avem. În primul rând, trebuie să vedem cum se manifestă aceste 3 cifre pentru a putea interpreta lucrurile într-o sintagmă foarte, foarte interesantă. Modul de calcul, o să-l spun în această emisiune, și modul de aranjare a cifrelor, pentru că pentru a determina acest lucru o să aveți nevoie și de o foaie de hârtie ca să vă scrieți data și să așezați oarecum cifrele într-un anumit fel. Important este să știți ce înseamnă cifrele de la 1 la 9. Descrierea cifrelor o puteți găsi pe internet, nu este nevoie să o spun eu acum. Modul dumneavoastră de interpretare este în funcție de cum asesonați descrierea cifrelor, da, de la 1 până la 9. Aici las la
în imaginația dumneavoastră acest mod de interpretare. Ce înseamnă asta? Iată manifestarea lui 1. 1, 2 și 3 sunt cifre foarte importante pentru noi în această viață, de aceea ele trei generează modul nostru de a trăi. În alte emisiuni v-am mai spus că 1 plus 2 plus 3 este egal cu 6. 6 este cifra echilibrului și a armoniei. Asta înseamnă că 1 este modul în care noi percepem lucrurile, 2 este modul în care noi simțim lucrurile și 3 este modul în care noi interpretăm lucrurile. Iată, aceste trei lucruri sunt foarte importante în viața noastră, percepția, emoția și interpretarea. Percepția, emoția și interpretarea stau la baza echilibrului sau dezechilibrului nostru din viață. Modul în care percepem lucrurile, modul în care simțim, modul în care le interpretăm, ne pot aduce multe bucurii în viață, dar și multe necazuri. Aceste trei cifre sunt pe vectorul energetic. În numerologie, fiind pe vectorul energetic, atunci ele dau dinamica noastră. Așa cum am spus, unul este o cifră a viziunii, unul este o cifră a percepției, și este bine să vă dați seama și să rețineți aceste lucruri sau efectiv să le notați, pentru că ele o să vă ajute în interpretare. Fiind o cifră a viziunii, a impulsului, a percepției, ea lucrează la un mod foarte dinamic. Da? Săgeata, 1, pac. 2 este o cifră a emoției, ea lucrează într-un sens dual, ba sunt trist, ba sunt vesel, ba sunt frumos, ba sunt urât, ba sunt așa, deci această dualitate energetică. Și 3 lucrează la nivel de interpretare, adică de sinteză, da? Efectiv, îmi dau seama, am văzut și una, am văzut și alta și am interpretat, am luat informații și de aici și de aici și le-am interpretat și le-am pus într-o coloristică, le-am pus într-un mod de a percepe, de a interpreta lucrurile. Propriu. Fiecare are percepția lui, fiecare are emoția lui, fiecare are interpretarea lui. Mai pot fi, într-adevăr, persoane care să se asemene în percepții și în interpretări, nu zic că nu există acum, dar fiecare om, să nu uităm că este individ, este unic în felul lui de a fi. El se aseamănă, dar nu este la fel, identic, nu există clonă. Și clonele s-au demonstrat că nu sunt la fel. Deci această identitate unică a Universului, Universul, este important și ne duce pe noi cu gândul că suntem unici. Bun. Deci iată acum, fiecare om poate să acționeze în mai multe feluri. Unii pot să acționeze prin cunoașterea pe care o am sau cu modul de a cunoaște lucrurile, iar alții pot să acționeze din instinct, din impuls. Pur și simplu, la primul instinct, pac, el a acționat. De fapt, el nu acționează, el reacționează. Dacă tot vorbim de energie în această emisiune, este foarte important să vă readuc aminte două lucruri primare, și anume acția și reacția. În momentul în care un om acționează, asta înseamnă că el face un lucru care este al lui. El va acționa conform cunoștințelor, conform percepției, emoțiilor, interpretărilor lui, va acționa către un lucru. Un om care reacționează este un om care nu își respectă propria decizie, ci este manipulat de acțiunea altcuiva. Deci dacă noi, unul vine și spune, hai să mergem la munte, este foarte posibil ca toți să ne dorim să mergem la munte, să zicem. Și unii reacționează și spun, wow, hai să mergem la munte. Ce idee bună! Asta este un exemplu de reacție pozitivă. Dar mai sunt și alții care, la un nivel subtil, manipulează. Emoțional, pentru că acolo e rotița, unde fiecare om e sensibil la emoții. Da? Pentru că emoția e doi, da? Adică e variabilă. Nu e ca punctul 1 sau ca triunghiul 3. Emoția e variabilă și acolo este potențiometru. Pac, pac, la emoție se reglează totul. Deci, diferența între acție și reacție este că acțiunea este proprie conform valorilor pe care un om le are, iar reacția este un sistem prin care noi facem ceea ce zic alții să facem. Am reacționat la nu știu ce stimul. Deci poate să fie o chestie în care cu cât reacționezi mai mult, cu cât te uiți și te ceri cu televizorul mai mult, cu cât cerșești mai mult, că să facă ăia, că din cauza lor, că aia, că cu atât reacționezi mai mult, cu atât tu n-ai nicio identitate și te bazezi să facă ăia, oricare ar fi ăia. Da? Să facă ei, să dreagă ei. Nu?
fiecare om trebuie să facă. Ăia, dacă fac ce fac, fac atâtea i-a dus mintea sau atâta, așa sau așa vor ei să facă. Fiecare om poate să facă orice. Nu-ți place, schimbă. Orice om poate să facă chestia asta. Da? Deci asta e diferența între acție și reacție. Unii oameni reacționează, alții oameni acționează. Vom vedea că este important să acționăm. În momentul în care noi cunoaștem anumite veleități ale noastre, modul în care noi acționăm, atunci noi putem să facem lucrurile în felul nostru, cum se spune. Mai mult decât atât, putem să le arătăm celor dragi modul nostru de a face lucrurile și să nu ne supărăm, pentru că oamenii sunt diferiți. Eu pot să acționez în felul meu. Această persoană de lângă mine sau oricare poate să acționeze în felul ei. Făcând această departajare și înțelegându-l și pe unul și pe celălalt, armonia și echilibrul dintre noi poate să fie unul foarte bun. Da? Dar dacă eu vreau să-mi impun punctul de vedere, că eu sunt mai deștept față de altul, atunci este foarte posibil să aștept și reacția acelui om. Da? Reacția poate să fie de vasalitate sau poate să fie de revolt. Dar dacă eu îl înțeleg ca și un punct de vedere, putem să avem o relație de prietenie. Da? Pentru că pot să înțeleg. Nu știe, îl învăț. Poate el e deschis să învețe. Dacă nu e deschis să învețe și nici nu vrea, nu e nicio problemă. Plecăm, mai sunt oameni. Fiecare pasăre pe limba ei piere. Nu? Bun. Ce mai este important? Este foarte important să vedem că și în zona științelor naturii, și în zona fizicii, avem aceste coordonate al 1, 2 și 3. Manifestările lui 1, 2 și 3. Ce este foarte interesant? Este că întotdeauna această energie a noastră și energia în general au studiat-o mulți oameni. Nu suntem primii care vorbim de energie încă din cele mai vechi timpuri. Oamenii au studiat la fizică, au studiat în științele naturii ce-i treaba asta cu energia. Unii dintre oameni au dat și diferite formule are energiei, da? Einstein, care este cel mai cunoscut, nu? A dat că energia este E egal cu MC pătrat, adică masa și viteza luminii ridicată la pătrat, da? Alți fizicieni au spus că energia este puterea înmulțită cu timpul. Einstein a refuzat să aducă, dar și unii și alții în diferitele forme de învățătură au avut dreptate. Da? Pentru că este foarte simplu. Da? Hai să o luăm la o chestie de bază. Da? Energia care este puterea înmulțită cu timpul. Nu? Păi, la o chestie de bază e unul care este mușchiulos în momentul în care mușchii lui așa, da, e puternic, da, el în timpul cutare când dă un pumn poate să dărâme nu știu cum, dar poate să dea în timp ușor. Unul care este mai agil, mai ager, are o viteză mai mare și atunci energia lui, parcă îl vezi așa, zici, uite-l domne pe ăsta, cât e, nu stă locul, e energic așa. Deci el are, cum să spun, să mișcă rapid. Deci energia lui e mai mare. Păi când unul masiv până dă el, iată, el e puternic, dar energie n-are. E mai multă masă acolo. Dar nu intrăm în zona fizicii. Vreau să vă asezonez aceste lucruri pentru că ele sunt foarte, foarte importante în a calcula această energie. Bun. Deci această energie este foarte, foarte important să vedem cum o facem în manifestarea lui 1, 2 și 3. Manifestarea lui 1, adică efectiv modul în care eu mă duc și acționez, este un lucru extraordinar de bun pentru că atunci voi vedea. Dacă am o viziune, pot să am energie. Vedeți cum se leagă unul ăsta în manifestare. Eu trebuie să am o țintă, eu trebuie să am o viziune. Pentru că dacă n-am viziunea respectivă, nu voi avea energia să o fac. Adică unde este mă duc, că n-am unde. Da? Iată unul cum este aspectat. Viziune. Da? Adică punctul, ținta pe care eu vreau să o ating. Atunci, dacă eu am ținta, am rezolvat oarecum o parte a modului de a vrea să fac ceva, de a avea energia să fac ceva. Este foarte interesant acest lucru. În momentul în care eu am acest lucru, eu trebuie să văd ca determinare în timp.
dacă pot să ajung undeva, nu? Adică eu am viziunea asta, adică să ajung, cum să spun, nu știu ce mare om, da? Sau ce îmi doresc eu, să am o familie, sau să ajung să am bani, sau ce-și dorește lumea, uzual, să aibă casă, masă și bani și mașină și familie și așa. Alții își doresc să se transforme, cum să spun, spiritual. Asta cu spiritualul începe de jos în sus, mă rog, nu vorbim acum despre ea. De fiecare ce-și dorește. Important e ca această viziune, pentru a avea energia să o fac, trebuie să fie delimitată în timp. N-am mai vorbit despre acest timp, da? Este modul nostru de a ne limita, da? Și timpul ți-a ține de doi. Timpul meu este de la ora până la ora. Eu muncesc între orele, cu tare și cu tare. Emisiunea asta ține de la ora cu tare la ora cu tare. Da? Mergem în vizită la cu tare, între orele cu tare și cu tare. Vedeți? Timpul ăsta al nostru întotdeauna este doi, este limitat. De două variații, da? Prima variație este când plecăm și a doua variație când ajungem. Noi întotdeauna trebuie să plecăm ca să ajungem. Plec de acasă, da, să fac această emisiune și atunci eu știu că această emisiune durează atât. Plec de acasă la ora cu tare și mă întorc acasă la ora cu tare. Sau am, după această emisiune, mă duc în alt loc, nu știu unde. Da? Deci fiecare are un timp. Deci ăsta, timpul ăsta ține de doi. Deci ca să am energie, eu trebuie să delimitez în timp real lucrurile. Unii oameni își doresc să aibă nu știu ce lucru. Ia uite-mă pe mine, cum mi-aș dori eu să am nu știu ce lucru. Foarte bine. Când îți doresc să ai tu lucrul ăla? Cândva așa. Atunci energia nu vine să-l ajute pe acel om decât la viziune, da? Viziunea o are. Își dorește să fie, nu știu, marele director sau ce își dorește el să fie acolo. Ca să dăm un exemplu uzual. Dar nu știe când își dorește să fie marele director. Poate să fie marele director peste un an sau marele director peste 10.000 de ani. Într-o altă viață, cum spun unii. Nu știe când. Și atunci energia vine și l-ajută la, la viziune atâta. Și cum l-ajută la viziune? Păi stă toată ziua și visează. Pentru că e foarte posibil să nu-și fi delimitat în timp această viziune. În momentul în care eu mi-am delimitat, vreau să ajung director într-un an sau în 2 ani, da? Depinde și unde sunt, nu? E logic unde sunt, că dacă sunt la vânzătoare, la magazin și așa, nu am cum să ajung director în 3 luni. Da? Dar dacă sunt vânzătoare la magazin și îmi stabilesc să ajung director într-un an, 2, s-ar putea să reușesc. Depinde câtă dorință am. Da? E important să avem un timp, dar un timp ăsta să fie real. Să fie concret. Realitatea acestui timp și măsura timpului pentru unii, de la unii la alții, este diferită. Nu vă gândiți că e același timp pentru unii, da? Vorba unui prieten de-al meu, succesul meu de peste noapte a durat 10 ani. E delimitat în timp. Succesul unuia ține 10 ani sau a mers 10 ani pentru a avea succes, alții pot să meargă un an. Depinde de la om la om. Depinde de la dinamică la dinamică. Este important să știm acest lucru. Dinamica este foarte importantă, da? Pentru că dacă eu îmi pun o țintă și mi-o dau un timp, așa, las că în 10 ani o să ajung. Eu trag de timp. Oamenii mai trag și de timp. Știți asta cu trasul de timp? Toți tragem de timp. O vedem foarte mult în sport, treaba asta. Da? Trag de timp. Noi suntem artiști la tras de timp. Așa, tragem de el, de ce să facem de el? Să-l lungim sau cine știe să-i facem? Să nu mai facem nimic sau să fim așa. E, totul trebuie să fie foarte concret în funcție de zona noastră. Iată-l pe doi cum l-am interpretat, într-o zonă a timpului, într-o zonă a limitării. Deci am viziunea pe care eu trebuie să o limitez într-un timp oarecare. Având viziunea pe care eu o limitez într-un timp oarecare, în funcție de dominantele mele, de dorințele mele, de puterea mea, de, mă rog, așa, trebuie să mai am și senzația interioară. Adică trebuie să-mi dau seama dacă chiar simt ceva pentru treaba asta. Că viziunea am putut să o delimitez în timp, dar dacă simt ceva. Adică îmi place treaba asta. Iată interpretarea lui 2. Că dacă nu-mi place și o fac pentru X sau pentru Y, s-ar putea să nu-mi iasă. Vedeți, doiul vine ca delimitarea timpului, dar vine și ca senzație, și ca sentiment.
Venind ca senzație și ca sentiment, doiul este foarte important în a împlini dorința respectivă și în a avea energie pentru a-ți împlini dorința respectivă. Pentru energetica asta, când, uitați-vă în viață, da? Când faceți ceva cu plăcere, nu e așa că timpul trece mai repede și parcă așa aveți o energie mai bună? Iar când faceți ceva cu noi, uitați, oamenii care se duc la plăcere la servici pentru că trebuie, da? Oamenii care se duc la servici pentru că asta e. Câtă plăcere au ei să duc acolo, când se duc ei așa? Câtă energie au ei să facă asta? Cei care sunt în resurse umane ar trebui să-și pună un semn de întrebare pe treaba asta. Să se ducă pentru aia pe acolo, să vadă care e cu plăcere, că plăcerea e ăla care are ochii mari și plăcere. Care are plăcere, care nu are plăcere să vină asta. Dar nu se pune în problema asta. Un om care are plăcere și care vine la muncă cu plăcere are o dinamică mai mare, o energie mai bună și rezolvă lucrurile mai repede și mai bine. Unul care se duce acolo pentru că trebuie, are 700.000 de frustrări. Și pe ce că le are el, pe ale lui, mi le mai dă și mie, care am compania asta. Nu e ce trebuie. Deci trebuie analizate lucrurile. Dar noi oamenii suntem datori cu chestia asta. Noi oamenii suntem datori să facem ceea ce ne place în viață. Unii oameni au început să facă ceea ce le place în viață la peste 40 de ani. Peste 50 de ani. Și vă vorbesc că știu oamenii, știu concret. Alții la 20 ceva de ani s-au lăsat pe tânjeală. Vedeți, sunt oameni și oameni. Important este în viață să faci ce-ți place, pentru că ai energie în momentul în care faci ce-ți place. Zona energetică 1, 2 și 3 este dată, iată și ea, de acest 2. Adică a plăcea. Sentimentul, modul în care simt eu ceva să fac. Pentru că pot să fiu energicul energicului. Dacă azi fac ceva ce nu-mi place, mâine fac ceva ce nu-mi place, poimâine fac ceva ce nu-mi place, la un moment dat energia asta se va consuma. Și dacă se va consuma această energie, la un moment dat nu o să o mai am. Și e posibil să nu o mai am la o vârstă destul de mare, să zicem 49 de ani, când este un prag în viața noastră. Gândiți-vă foarte bine. Și acum, în sensul discuției noastre, să ne uităm și la cifra asta 3. Ce o fi cu cifra asta 3? Păi, am viziunea, am delimitat-o în timp, îmi place ceea ce îmi doresc, da. Aceste două cifre, 1 și 2, îmi dau cât de cât o anumită energetică. Dar mai vine și treaba asta. Mă, pot să fac treaba aia? Am cunoașterea necesară? Că dacă eu sunt specialist în IT și îmi doresc să fac nu știu ce lucruri, s-ar putea să nu pot. Bine, puteți să spuneți că orice om este capabil să facă orice. Da, poți să înveți să faci și clătite, poți să înveți să faci și software. Da, așa este, într-adevăr. Dar trebuie să-ți placă. Deci dacă îți place, poți să faci orice. Dar ai cunoașterea necesară? Nu. Atunci trebuie să ai deprinderea de a cunoaște lucrurile astea, pe de o parte, de a vrea să faci lucrurile astea, pe de altă parte, și în momentul ăla ai energie. Dar trebuie să-ți placă. Vedeți, cifra 3 vine după cifra 2. Dacă îmi place, am energia să învăț cu tare lucruri, să fac clătite, să zicem, sau să fac nu știu ce mâncăruri. Am energia dacă îmi place să-mi schimb domeniul de activitate. Am lucrat până acum în domeniul ăsta și acum am schimbat total domeniul. Sunt în alt domeniu. Dacă nu-mi place, schimb degeaba. Nu mai am cum să mai schimb ceva dacă mie nu-mi place aici. Nu? Deci dacă am energia asta, îmi place, pot să mă dedic să învăț. Dacă nu-mi place, e pierdere de timp aici. O să mai vorbim despre ce-mi place, cum învăț și ce așa, după un scurt moment de pauză. Revenim. Am revenit după pauză. Așa cum vorbeam, energia pe care o ai este compusă din
cel puțin trei dominante, despre care noi în această emisiune vorbim. Dominanta al 1, dominanta al 2 și dominanta al 3. Mai devreme am explicat cele două dominante, 1 și 2, și acum explicăm dominanta lui 3. Deci este zona de cunoștințe, zona în care eu interpretez treaba aceasta. Și am spus că acest 3 este legat de 2. Pentru că dacă îmi place să fac un lucru, întotdeauna voi avea și dorința de a învăța ceva despre acel lucru. Mi-a plăcut tot timpul să pictez, dar n-am avut talent la pictură. Pot să mă duc la un curs de pictură și să învăț să pictez, pentru că îmi place foarte mult. Sunt unii oameni care au făcut treaba aceasta și au reușit. Sunt alții care spun, nu am desenat niciodată, n-am avut ce să fac, dar ți-ar plăcea? Mi-ar plăcea, dar Ei, ăla n-are încredere în el și nu o să reușească niciodată. Bineînțeles că sunt și oameni care își doresc afecțiune și dorindu-și afecțiune, tot timpul să văicăresc ca ceilalți să-i încurajeze. Dar lasă că poți, cum? Uite ce frumos ai făcut cu tare lucru. Uite ce talent ai. Da? Și ia uite ce bine o să faci. Hai, uite, ai talent. Hai, dă-i drumul la treabă, fă. E, sunt și dăștea care nu o să facă nimic niciodată pentru că au nevoie să-i încurajezi tot timpul. Și ei mănâncă energie, îți mănâncă energia ta. Ei nu o să facă niciodată nimic, deci de-aia vă spun, încetați. Dacă ați văzut că ați făcut asta și ei tot n-au făcut nimic, adică sunt și încurajați, au și feedback, au și tot ce trebuie, și ei tot nu fac nimic, să știți că ăia vă mănâncă energie. Ăia asta vor, să vă mănânce vouă energia, nu vor să facă ceva. Vai, ce frumos desenezi, vai, ce frumoasă poză ai făcut, vai... Păi uite, ai putea să faci. Nu face nimic. Azi așa, mâine așa, după un an de zile iarăși și l-are nevoie de feedback. Da? Nu o să facă nimic. Încetați. Lăsați-l în pace. Poate e mai bine să se ducă, să muncească, să facă șuruburi sau ce face el atunci sau să stea degeaba. Continuând să facă. Și o să vedeți că în momentul în care nu-i mai dați energie, pentru că el mănâncă energia voastră. Deci treiul ăsta despre care noi vorbim acum e de la voi luat. Da? Lui îi place, dar nu face nimic pentru că voi veniți și compensați acest trei prin argumentele pe care le dați. Uite că poți, uite că vrei, uite ce frumos, uite așa. Prin feedback-ul pe care voi îl dați acelor oameni, ei să își rănesc treiul ăsta. Și atunci nu mai au nevoie să mai facă ceva. Și ne găsim în aceeași postură și anul ăsta și anul viitor și tot așa. Important este să faci. Pentru că dacă îți place, vei avea energia necesară să cunoști acel lucru. Și în momentul în care ai energia necesară să cunoști acel lucru, se și întâmplă. Iată-l pe trei, cum vine să se aspecteze în această dinamică. În mare am vorbit despre 1, 2 și 3 ăștia care sunt pe vectorul energetic. Acum voi ce trebuie să faceți? Păi trebuie să vă vedeți în data de naștere. Data asta de naștere pe care voi o aveți, toți de la, știți să vă calculați cifra destinului, nu cred că este persoană care se uită la emisiunea asta sau la astfel de emisiuni sau sunt interesați de astfel de emisiuni să nu știți calculeze cifra destinului, pentru că e foarte simplu, se adună toate cifrele din ziua de naștere. Asta puteți să o găsiți peste tot, nu mai vă învăț eu acum, pentru că fiecare o știe. Fiecare știe să facă acest calcul. E, după ce v-ați scris data voastră de naștere și ați calculat cifra destinului și le-ați scris pe toate și le scris cu pixul, că așa e frumos să scrii cu pixul, da? O să vă dau un exemplu așa care l-am notat pe aici, pe caietul meu. Să zicem, cineva născut pe 14.03.1982, da? Acest om are destin 10 din 28, da? Deci 14.03.1982, cum e calculul meu, am calculat, am adunat 1.4.3.1.9.8.2, ne-a dat suma de 28, am scris-o pe caiet și pe aia 12 o fac 10, da? Și am scris și pe ăștia pe caiet. După ce scriem pe caiet sau pe foaie aceste cifre, când ne calculăm data de naștere, extragem din toată această grupare de cifre, extragem cifrele 1, 2 și 3. Și le punem așa, 1, 2, 3, unul sub altul. Și numărăm. Vedem câți de 1 sunt acolo, câți de 2 sunt acolo, câți de 3. Ne apucăm noi să calculăm, îi scriem fizic. Câți de 1 sunt? În cazul exemplului pe care l-am dat eu, sunt 3 de 1. Îi scriu și eu 1, 1, 1. Da? Câți de 2 sunt în cazul exemplului pe care l-am dat eu? 2, da? 2, 2 scriem. Câți de 3? 1, 3, îl scriu. Da? Bineînțeles, după ce am scris acolo, vedem dinamica al 1 și 2, 2 și 3.
Pe lângă acest lucru, v-am spus la începutul acestei emisiuni că trebuie să învățați să citiți pe internet, să vedeți ce înseamnă cifrele astea, adică ce înseamnă 1, ce înseamnă 2, ce înseamnă de la 1 la 9. Descrierea numerelor sau descrierea cifrelor, cum vreți voi. Pe net o să vi se dea descrierea aceasta, e foarte simplu. Bun. După ce am văzut această treabă și după ce am notat pe hârtie, așa cum v-am spus eu, acest algoritm, care este foarte simplu, adică oricine poate să scrie niște cifre pe hârtie, așa, și să le numere, le adunăm. Facem și această operație, da. În primul rând trebuie să știu câte sunt acolo și în al doilea lucru trebuie să le adun, da? În cazul exemplului meu, 2 plus 2 fac 4, 1 plus 1 plus 1, că sunt 3, face 3. Și un singur 3. După ce am adunat toate cifrele, după ce ne-au dat rezultatele, adunăm rezultatul și reducem la o singură cifră. De la 1 la 9 trebuie să fie, da? În cazul exemplului meu, am suma 10, adică 1, da? Dacă aveam suma mai mare, să zicem că aveam 2 de 3, da? Dacă aveam 2 de 3, 3 plus 3, da? Este egal cu 6, 6 și cu 4 este egal cu 10 și cu 3, 13, 1 și cu 3, da? Că mi-a dat rezultatul 13 și reduc la o singură cifră. 1 și cu 3 este egal cu 4. Dinamica energetică e dată de cifra 4. Acum, bineînțeles că sunt două variante. Cam viața asta noastră, nu? Frumos, urât, bine, rău. Da? Înalt, scund, totul yin-yang, totul e dual, da? Și în această zonă energetică avem două variante. Prima variantă este să numărăm câte cifre sunt. Numărați câte cifre sunt în total, da? 3 de 1, 2 de 2 și un 3, adică câte cifre? Sunt 6 cifre în total, da? Și vedeți și suma cifrelor acestora. Sunt convins că dacă m-ați urmărit, v-am explicat destul de elegant și destul de pe înțelesul fiecăruia modul acesta de calcul și modul în care voi puteți să interpretați. Avem numărul de cifre care sunt pe zona 1, 2, 3, pe zona energetică și avem suma acestor cifre reduse la o singură, la una singură. Avem două noțiuni, da? Aceste două noțiuni, conform descrierii cifrelor, conform modului în care așa le putem interpreta, ca să vedem cum este colorată energia noastră. Mai mult decât atât, oamenii care au foarte multe cifre pe această zonă au o energie mai puternică. Oamenii care au foarte puține cifre au o energie mai slabă. A avea energie mai slabă nu înseamnă a nu fi în stare de nimic. Acel om poate este, are o cunoaștere foarte mare, știe foarte multe lucruri, dar nu are energia să pună în practică acest lucru. Dacă se asezonează cu un om care are energia respectivă, acest om care știe cunoașterea și omul care are energie, ei doi colaborează și dacă colaborează, pot face lucruri minunate. Nu vă uitați că dacă un om nu are energie, înseamnă că nu știe nimic. Nici de cum. El nu are energie, dar poate că știe foarte multe. Și toată cunoașterea lui împărtășită unuia de încredere cu energie multă, poate să facă minuni. Au fost foarte mulți oameni și sunt foarte mulți oameni în viață de asemenea încărcătură. Mai sunt oameni care au foarte multă energie, dar n-au coordonare, săraci, să duc cu capul în pereți când e ușa deschisă. Mai sunt și dăștea care se aruncă cu capul înainte. Ia uite ce am făcut. Ăștia au foarte multă energie, dar fără o coordonare foarte bună, ei riscă în tot timpul să se lovească. Să se lovească în viață de tot felul de obstacole, numai pentru că s-au dus cu capul înainte. Numai pentru că s-au dat cu capul înainte să gândească. Înainte să facă aceste lucruri. Bineînțeles că văzând toate cifrele pe care voi le-ați spus pe caiet, vă puteți da seama rapid cum sunt unii oameni și ce fel de energetică au. Pentru că dacă în zona lui 1 au mai multe cifre, e clar că energetica lor e mai mult vizionară. Dacă au mai mulți de 2 decât celelalte cifre, e clar că energetica lor este colorată afectiv, emoțional. Dacă au mai mult de 3, este clar că energetica lor este colorată mai mult analitic. Ei vor acționa când vor ști, când vor analiza, când vor face ei de toate. Deci vedeți, și coloristica acestei energetici după 1, 2 și 3 este foarte importantă ca să vezi cum va acționa un om. Pentru că degeaba îi cer eu unui om
care are o energetică analitică, deoarece zona lui 3 este mai dezvoltată, să se ducă capul în pereți, că nu va putea. El întotdeauna va calcula, el întotdeauna va gândi, va analiza, stai să vedem, stai puțin, până va lua asta o hotărâre, te plictisește. Asta nu înseamnă că dacă ia hotărârea, nu are energia să o facă. Asta e cu pornirea grea. Că în momentul când a pornit, s-a dus. Îi place, face. Asta e cu pornire grea. Ăia cu mulți de unul sunt cu pornire de aia, la sfert, așa. Pac, imediat s-au dus. Aia, ăștia cu mulți cai putere, adică care sunt cu mulți de unul, ăștia să intră și mai repede în pom. Da? Pentru că ei au așa, dar coordonare, analiză nu. Vedeți, echilibrul dintre aceste cifre este unul foarte important. Ăia care au energetica pe 2. Păi ăsta când simte el și când e îndrăgostit și când așa ia să-l vezi el cum face, cum se duce, cum imediat, pac, pac, și când l-a părăsit sau nu mai e îndrăgostit, are așa o chestie, n-are niciun chef de nimic. Vedem mai ce face. Când s-a îndrăgostit, imediat îi se activează și pac. Da? Sau caută, dacă nu este, caută tot timpul, așa, să, o formă de afecțiune, o formă de confirmare, că așa e afecțiune. Nu e așa că dacă fac chestia asta e bine, dai bine, dai drumul, haide. Nu e așa că dacă, da, da, dai drumul, haide. Nu e așa că dacă, da, da, ăștia sunt aia cu mult, pe cifra 2 energetică, ei sunt aia așa care vor ei, da? Dar momentul în care efectiv au simțit și momentul în care au făcut lucrurile, ei imediat. De-aia este important ca noi să știm foarte clar vis-a-vis de noi înșine, pe de-o parte, dar și vis-a-vis de cei dragi, pe de altă parte, cum să le cerem ceva. Pentru că dacă a face, dacă avea energie să faci ceva, ține de modul în care ai energia respectivă, de ce să nu folosim aceste informații? Pentru că atunci noi vom ști să ne înțelegem unul pe celălalt. Vom ști că omul ăla se activează în momentul în care emoția e ok. Vom ști că omul ăla se activează în momentul în care interpretarea lui este ok, în modul în care analizează. Vom ști că omul ăla se activează în momentul în care vede ținta, cum se spune, vede roșu și gata, s-a dus. Noi nu trebuie să ne supărăm pe nimeni. Noi trebuie să nu ne impunem punctul de vedere nimănui. Pentru că dacă ne impunem punctul de vedere, n-am făcut nimic. Pentru că așa sunt oamenii construiți. Unii sunt construiți să aibă un fel de energie, alții sunt construiți să aibă alt fel de energie. Modul în care noi, cu ajutorul acestor calcule simple, putem să vedem noi cum funcționăm, cel de lângă noi cum funcționează. Poate, dacă la această emisiune se uită și oameni care au putere de decizie pentru și au oameni în subordine, să se ducă să facă treaba asta, să vadă cerul ăsta care e subalternul meu, să vadă ăsta cum funcționează. Că dacă eu îi cer să intre pe-n pereți și el, când mă uit și văd cifrele, n-are nicio treabă, are și el acolo câteva cifre și nu poate să intre pe-n pereți, ăla e stresat, săracul. Pentru că eu îi cer ceva ce el nu poate și nu poate să înțeleagă. Iată cât de importantă este această știință și într-un mediu din acesta profesional, nu? Degeaba îi cer eu să facă ceva. Sau dacă eu am un subaltern care are o energetică puternică, eu nici n-apuc să-i termin ce i-a spus, să-i spun și ăla a plecat. Și este foarte posibil că el, având această energetică, să nu înțeleagă până la capăt, că dacă nu m-a lăsat să termin, și a plecat și face o tâmpenie. Nu? De ce? Sunt unii care au butonul. V-am spus, potențiometrul fiecărui om este zona lui 2. Gândiți-vă persoane care pe zona energetică din calculele voastre sau din asta n-au o cifră acolo. Asta nu înseamnă că dacă nu este cifra respectivă, nu înseamnă că oamenii aia n-au veleitatea. Asta înseamnă că dacă nu există cifra respectivă, acea cifră nu este necesară, nu este necesară acelui om, sau dacă acea cifră este acolo, nu este acolo, înseamnă că omul respectiv a deprins cunoașterea acelei cifre și o știe oarecum instinctual. Oarecum așa dintr-o dată. Depinde. Da? Este clar că butonul este undeva la 2. Este clar că butonul acesta, potențiometru de reglaj, este întotdeauna pe zona afectivă, emoțională. În cazul în care, conform calculelor voastre, nu găsiți nicio cifră pe acolo, este clar că acea zonă energetică, în momentul în care este și partea afectivă, emoțională prezentă, este mult mai dinamizată. Dar asta nu înseamnă că oamenii nu au nevoie.
Gândiți-vă așa, toți oamenii au nevoie de tot. Toți oamenii au nevoie de afecțiune, toți oamenii au nevoie de viziune, de cunoaștere, de încredere, de iubire, de sănătate. Nu, toți oamenii au nevoie de chestia asta, creativitate. Altfel, viața lor ar fi a noastră. Și toate cifrele astea, toate aceste însușiri despre care eu v-am vorbit acum și vi le-am enumerat, țin de cifre. Sunt cifre care au veleitățile acestea, nu? Gândiți-vă, 1 este cifra acțiunii, da? Este cifra viziunii. Gândiți-vă la 7, este cifra înțelepciunii. Ce om nu vrea să învețe din ce a trăit? Unii învață mai mult, alții mai puțin. Asta nu contează, că asta nu înseamnă că nu învață. Nu? Ce om nu-și dorește treaba aceasta? Este important să știm. Ce om nu-și dorește să aibă o putere socială? Să vă dau un exemplu de putere socială. Am bani. Asta e cel mai simplu mod de putere socială. Să nu-mi spuneți mie că sunt oameni care nu-și doresc să aibă. Or fi și de ăștia, da, dar mai puțin așa. Dacă sunt oameni care nu-și doresc bani absolut deloc, întrebați-i tentații cu un ecler, cu o excursie, cu ceva și vedeți dacă își dorește. Dacă își dorește, e clar că e foarte posibil să-și fi înfrânt această chestie. Da? Ce om nu-și dorește întotdeauna să se adapteze la orice situație? Dacă vine o situație mai puțin bună în viața lui, să aibă posibilitatea să adapteze la ea. Sau la o situație bună să se bucure, nu? Sunt oameni care, eu am cunoscut oameni care nu se bucură. Indiferent cât de multe minunății s-ar întâmpla în jurul lor, ei nu se bucură. Iată, ei au o capacitate foarte redusă de adaptare la bucurie, de exemplu. Bine, aici v-am spus într-un mod simplist că ei au ceva ei, dar nu intrăm acum în alte forme de descoperire a lucrurilor. Și acum să revin la energia mea și la toate astea. Așa noi putem să calculăm energia. Așa noi putem să vedem exact cum lucrurile funcționează în viața noastră conform interpretării cifrelor 1, 2 și 3. Manifestarea lui 1 v-am dat-o, manifestarea lui 2 am vorbit despre ea, manifestarea lui 3 am vorbit despre ea. Acum să intrăm puțin în zona respectivă, așa cum v-am spus, de calcul. V-am spus că trebuie să adunați cifrele să vă dea o sumă și v-am spus că trebuie să numărați cifrele și atunci o să vă dea tot un număr, o cifră, da? Sunt două numere. În momentul în care adunați, dinamica este modul în care lucrurile se întâmplă, cum să vă spun, se întâmplă la un mod subtil. Adică am în mine chestia asta, dar nu o manifest. În momentul în care numărăm cifrele, câte sunt acolo, este dinamica reală, modul în care se manifestă în viața de zi cu zi. Normal, așa cum vedem. Dar iată că atunci când adunăm, avem o dinamică subtilă. Avem, cum să vă spun, ca un rezervor în plus. Da? Avem ca o rezervă energetică. Aia e rezerva energetică. Eu număr cifrele, văd că sunt acolo 5-6 cifre, da? Păi 6 cifre înseamnă că eu am o energetică, este foarte posibil echilibrată, dominată de nu știu ce cifre. Da? Vedeți că și energetica echilibrată, și aia e o problemă, că ăsta, omul, sistemul care este foarte mult în echilibru, se autodistruge. Mare grijă la această energetică echilibrată, pentru că dacă sistemul acesta este posibil să se autodistrugă, mai umblați pe acolo, pe unde vă place sau pe unde e mai puțin sau pe unde e mai mult, ca să-i dați drumul sistemului. Da? Și atunci văd câte cifre sunt, număr câte cifre sunt, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Cum am dat. Atunci aia e energetica normală a mea. Dacă conform calculelor adun toate lucrurile astea și în exemplu pe care eu vi l-am dat mai devreme, adunarea tuturor cifrelor este de suma 10, asta înseamnă că rezerva acestui om, care are 6 cifre pe energetică, rezerva acestui om este 10. Adică, știți cum e acest om pe care l-am dat eu exemplu acum, alții sunt altfel, da? Este ca și cum atunci când nu mai poate, mai poate. Adică în momentul în care a ajuns într-un echilibru, în momentul în care a zis că am ajuns la capătul puterilor, el mai poate. Mai are un 1 rezervă. Deci o acțiune, 1 este dinamică. Mai poate să mai facă ceva. Bineînțeles că sunt și alți oameni, da? Rezerva asta poate fi interioară. Dacă mi-ar fi dat suma 2, să zicem, da? La un om cu energetica asta, da? Atunci rezerva lui e 2. Adică rezerva lui este că în momentul în care cineva i-a dat o încurajare, l-a pupat sau
i-a făcut, cum să spun, o plăcere, i-a dat un cadou sau ceva, nu știu, o plăcere, doi, atunci el mai poate. Vedeți, această rezervă vis-a-vis de suma despre care noi am vorbit, tuturor cifrelor, această rezervă este folosită când dinamica noastră energetică de zi cu zi este epuizată. Noi nu o să folosim rezerva înainte de a ne folosi dinamica noastră de zi cu zi. Deci dinamica noastră de zi cu zi este dată de numărul de cifre pe care noi l-am găsit conform acestei numărători, iar rezerva noastră este dată de suma acestor cifre. Este foarte interesant acest calcul. De ce este interesant? Pentru că putem să vedem situația în care cu toții, bineînțeles, am fost și am zis, hoaolă, nu mai pot. Nu mai pot, nu mai știu ce să mai fac. Nu mai pot. Și atunci parcă aveam nevoie de o minune, nu? Parcă aveam nevoie de ceva așa, care să ne ajute să ieșim din această stare. Parcă aveam nevoie de un lucru care să ne remotiveze. Parcă aveam nevoie de o motivație, nu? Parcă aveam nevoie de ceva. E, asta este motivația sau refresh sau această cifră care este obținută din aceste calcule, din suma acestor lucruri. Da, este important. Pentru că niciodată omul nu ajunge la sfârșit. Niciodată omul nu zice că nu mai poate, decât în momentul în care a părăsit această lume pentru a se duce într-o lume poate mai bună, mai poetică, nu știu, că nu s-a întors nimeni de acolo. Atunci nu mai poate. Până atunci, el doar crede că nu mai poate. Până atunci, el doar are nevoie de ajutorul celorlalți. Și ajutorul trebuie să-l dăm cum îl dorește acel om, nu cum îl dorim noi. Vedeți, aici e o chestie foarte interesantă. Și anume că noi dăm ajutorul oamenilor așa cum credem noi înșine că oamenii respectiv și-l doresc. Dar oamenii când ne cer ajutorul, ne cer ajutorul așa cum își doresc ei să-l primească. Noi greșim foarte mult aici, că suntem bine intenționați față de mulți oameni. Suntem bine intenționați față de oricine, da. Dar s-ar putea să fim atât de bine intenționați încât să nu facem lucrurile bine pentru că acel om să nu-și dorească ceea ce noi vrem să le dăruim. Și conform acestor calcule pe care noi le-am învățat în această emisiune, putem să vedem cum își dorește un om să fie ajutat când nu mai are energie. Bineînțeles că aceste calcule nu sunt numai pe zona energetică. În matricea psihoenergoinformativă avem și calcule pe zona voinței și pe zona creativității și pe zona socială, cum îți place pe acolo, cum îți place să fii social. Sunt multe lucruri. Și pe zona financiară putem să vedem cum stau cifrele acolo și să vedem cum ești și cum nu ești. Sunt multe zone. Dar ceea ce este important și foarte important pentru fiecare dintre noi este zona energetică. Pentru că dacă am energie să fac ceva, pot să fac orice. Dacă am energie să mă duc într-o zonă, pot să mă duc. Energie îmi trebuie și când am momentele de criză în viață și când am momentele de cumpăn în viață. Îmi trebuie energie ca să ies din ele. Mai țineți minte? Cel mai important moment în viață, momentele de cumpănă, se găsesc în perioada 35-49 de ani. Vedeți, în această perioadă de 35-49 de ani, sunt ani care țin, bineînțeles, de energetică, nu? Pentru că una este să ai energie în adolescență și alta este să ai energie să schimbi lucrurile în perioada maturității. Este cu totul altceva. Această energie, în momentul în care e un lucru foarte important din calculele voastre care îl tot întâlnim și la care țin foarte mult pentru că trebuie să vă spun. Vedeți, în unele cifre o să vedeți persoane care când numărați acele cifre vă dă cifra 5. Energia acelui om ține
de două dominante importante. Primul, de cât de multă încredere are în el. Și al doilea lucru ține de dorința de a face lucrurile perfect. Vedeți? Aici e o problemă. Pentru că în momentul în care îți dorești să faci lucrurile perfect, nu mai pleci. Că dacă nu este perfect. Și în momentul în care nu este perfect, nu mai ai încredere în tine. Și uite cum te duci dintr-un în stânga, în dreapta, aiurea așa, nu știi cum. De-aia v-am făcut și de-aia am ținut să vă precizez despre această cifră 5. Pentru că în momentul în care energetica voastră depinde cifra 5, este o mare, o mare problemă. Întâi trebuie să le cultivăm încrederea acestor. Deci oamenii au nevoie de încredere, de încurajări. Când găsim această cifră, trebuie să încurajăm pe oameni, pentru că este o cifră care dinamizează foarte mult. Iar s-a terminat emisiunea. Nu-i nicio problemă. Sper că ați învățat destul de multe lucruri și în această emisiune. Sper să le folosiți cu plăcere și cu drag. Sper să le folosiți pentru întrajutorarea voastră și a oamenilor dragi și iubiți. Și vă urez să fiți mai înțelepți cu o secundă și mai transformați cu două secunde. Toate cele bune, ne revenim!